Bă, te piși pe tine de râs, bă. Acum să comentăm știrile de la televizor, că am văzut ea să repede, că m-a obosit. Am avut câteva săptămâni grele, zile de la mine, zile de la tine, zile, domnul Geo, că... Era rău. Era să mai dau ortu odată, că într-o noapte pula mea, dar mai respiram. Bulbul rachidia, sau nu știu ce bulb, de vrejul de nu știu ce pula mea, de... Nu mai răspundea la comenzi. Mușchii mei costali cam erau bulangii. Aveam disnee. Pentru că sunt singur pe lume și lumea mă iubește atât de mult, mă ajută de... vreau să mă bage în mormânt. Dacă intru singur e bine, sunt om bun. Dar cu un mic ajutor nu strică, știi? De creere de condiții de mormânt. Să vezi și mormânt frumos o să am. Bă, mai așteptați, aveți răbdare. Încă 30 de ani. Reportaj de la Deveselu. Localnicii. S-a apucat ră... Acum vorbesc ca la mine la țară. Nu știu cum vorbește aia. Ăștia nu știu de ce pula mea bagă ră după aia. Dar așa vorbește. Hai că vorbesc ca la București. S-a apucat localnicii la Deveselu. Bă, ia să-l văd și eu pe Veselu de la Deveselu. Și Antena 3, cred că și pe alte posturi a dat, dar eu mă uit pe Antena 3. Sunt pe aia. Se prinde cel mai bine, are... Are la streaming-ul cel mai original. Sunt oamenii profesioniști, simpatizezi. Îmi place mie asta. La unii poate le place la B, 1 TV... La alții poate la K1 TV și poate le place și la K1 TV sau la PP1 TV care e al meu. Nu, al meu este Ultra Nebunul Porno TV. Deci hai să comentăm știrile. De ce sunt comentator? Sunt Beavis și Butthead totodată. Era pe vremea mea unul. Stăteau ăștia pe televizor, zic că eu la televizor. Era... Copilul Stupid People. Avem și noi copilul Stupid People. Bine, norocul meu de la Dumnezeu. Că tot timpul, în fiecare zi, eu în sufletul meu, nu o gândesc, nu o zic, o imutimă lui Dumnezeu, că am ajuns la spitalul de nebun. Am văzut copilul Stupid People. În plenitudinea lor. Cu mămica și tăticul și cu de-astea, știi? Și e mișto că sunt și... În sfârșit mai contest. De la Deveselu. Ia ăștia reportaj la localnici. Băi, americanii e mișto. Da, dacă ne întâlnim cu ei pe uliță vorbim. Vrem și noi să vorbim cu ei. Și vrea să face cursuri de engleză. Și face și cum se zice. Bună dimineața, întreabă reporterița Bulanjoică. Că are și ăștia. Ăștia de la Antena 1 și Antena 3 are și pe țigan cam puțită, nu mai știu cum o cheamă, știe Băsescu. Care țigan cam puțită nu era țigan, că era o tipă brunetă, care îl urmărea pe ăla, pe la supermarket, când ăla făcea pe popularul Băsescu, că băi, totul e de imagine, îl înțelegi pe Băsescu, pe bune, oricum înjur pe toți. N-am discriminare la băiat, sunt cel mai democrat. Cumpăra produse românești și împingea la tărie. Era o populară. Deci, păi, eu să fiu președinte, pula mea, și demnitar. În gândul meu, dar n-am avut visele. Eu vreau să fiu inventator și după aia când mi-a răsărit poezia în cap, că poezia deodată ți-a pare așa. Te-a prins surprindere. Asta e cea mai mare surpriză la poeți. Poți să întrebi orice poet, care e bun, nu ăia care scrie odată la 16 milioane de ani. Îi se aprinde deodată poezia în adolescență și o ține toată viața așa, știi? Dacă trăiește mult, că de obicei ăștia nu prea trăiește mult. Dar unii trăiește mult, știi?
Și din poeție n-a scriitor, că ți-e mai ușor să scrii texte decât poezie. Poezie e cea mai grea. Dar asta e ca în divaga de la subiect. Și eu mă miram așa, mă zgâiam la televizor, obosit. După preumblări, după căutări, nici nu știam ce pula mea căutam. În oraș mă plimbam. Bă, să-mi spăl și o haină după mine că sunt jegoș. Am vrut să mă fac călugăr, că am văzut călugăr jegoș. Călugărul ăla de ieri cu care am vorbit, mulțumesc lui Dumnezeu că era în calea mea. Mi-a arătat că de fapt călugăria nu e misiunea mea. A, sora mea era religioasă, că a fost vicină până la 30 de ani. Vrea în adolescență să se facă călugărița. Aia stai foarte liniștită, ia gândește-te mai bine. Călugăria nu e de tine. Și a stat fata liniștită și acum cred că sora mea, sigur se uită la mine, că e supărată. Când au văd, am întâlnit-o ieri, parcă. Toalate. Începe să semene cu tata, că așa face ăla, acum. Și e mișto de mama. Băi, eu fac mișto de aici. Ușurel, Costel, ușurel. Și ăla se calmează. Ușurel, Costel. Da, sora, pac, și am calmat-o și eu. Stai, fată, că se pregătea, fata era parcuri. Avea suspensie, știi? Eu n-am nici pensie, dar ea are suspensie. Deodată începea să sară sus, că ea ceru și eu. Păi și mie 10 lei. Să-mi iau ceva de mâncare. Vrea să-mi iau o drojdie și ceva de mâncare. Mi-a dat 5 lei. Că n-avea bani. Începuse să sară sus. Dar începuse săraca, nu ca spurnicul, ca shuttle-ul. Fata mea e shuttle, sor mea. Începuse să se lanseze. Păi eu stai ușor, nu sări. Aia am vorbit calm așa, ca un psiholog. Ușor. Nu știu. S-a calmat fata de ea. A. Și a ia. Și a revenit la stare. Am plecat. Bine, mulțumesc. I-am zis și m-am dus pe drumul meu, pe drumul ei. Dar s-a calmat pe un moment, că nu durează prea mult calmările astea. Fiecare are temperamentul și caracterul lui. O înțeleg. Oricum o iubesc. Ca așa cum e. Băi, iubirea e necondiționată. Băi, acum, care e teoria? Nu e teorie, e practică. Dacă condiționezi iubirea, deodată zici, îmi place să aibă de-aia. Să aibă de-aia. Să fie așa. Să nu fumeze. Să nu bea. Să-mi facă alea. Să mă fute în cur. În pizdă, în guriță. Să-mi dați flobos pe nu știu cum. Să mă ducă la mare, la munte, să-mi facă viloiu, să-mi ia mașinoiu. Aia nu e iubire. Și dacă baci o singură condiție, iubire atât de subtilă, atât de sensibilă, atât de puternică, că poate învinge tot, încât e necondiționată. Eu am simțit-o doar de două ori, vorbesc la persoane străine, de două ori în viață. Odată la Mihaela, când am văzut-o prima oră, dar aia a fost în crescendo. Era necondiționată, la noi nu conta nimic. Și odată la Corina. Era în jegos, fata m-a primit la ea în expoziție, am dat noroc, a făcut cunoștință. A fost cuptă fudă. Iubirea e necondiționată, aia e adevărata iubire. Nu că ai flocii nu știu cum, freza nu știu cum. Băi, într-o zi poți să am freza așa, da? Ce pula mea, nu mai mă iubești? Atunci dă-te dracu în pula mea. Sau într-o zi poate fără să vreau un suflu și o muci. Da? Uite, acum la mine în casă, pentru că n-am gagică, da? Atunci mă condiționez eu, că vreau. Și îmi schimb comportamentul. Sau în societate de față cu ea nu fac de căcat. Dar este la mine în față, la mine la TV. E un fel de TV, e canal TV, da? De diliu, care face artă. Da, și arta e diliu, poți să te uiți. E și ideea normală, însuși. Dar ea, arta, exagerată prin ea însăși și vrea să transmită ceva. Vrând nevrând. Și la de veselu, l-am văzut pe ăla veselu.
Că ziceam, bă, se numește de veselu. Dar unde e la veselu? L-a identificat țiganca aia împuțită. O și fost aia, nu știu. Nu mai știu care era. Trebuie să fie pe acolo, pe la Antena 1. S-a luat altă televiziune. Dar aia nu era țigancă. E un tip îmbrunțică, o țigancă împuțită. A filmat-o ăia, ăla era nervos. Băsescu, cred că a avut să se o zi grea pe la acolo, pe la el, pe la job. Vrea să facă imagine publică mișto, veniseră televiziuni, da, a venit și televiziunea care ne plăcea lui. Păi da, bă, ești președintele tuturor românilor. Noi, românii, facem confuzii. Hai să-ți explic, Băsescu, îți dau lecții de viață, dacă vrei. Și sunt sigur că dacă ești băgat în servicii, toți sunt băgați în servicii, în politică. Cu toate că se scrie că nu. N-am fi retat în Italia. Aole, are nici altă rău. Așa. Facem confuzii. Oamenii trec prin diferite etape. Asta înseamnă evoluție, da? Până la urmă să ajunge până la un prea plin și poate face o revoluție interioară cu tine. Tu nu mai ești marinar. Poate mai pasiunea și chestiile din tinerețe. Când te simți mai bine, acum ești mai bătrân. Te înțeleg. Ești mai înțeles și ești un timp inteligent. O să fii respectat, o să știe, să și vede cum vorbești. Dacă ești ofițer și ai fost ofițer, ai făcut o facultate. Ai învățat ceva carte. Asta se înțelege de la sine. Și că ai fost pe acolo mare granguri și te lăsau ăștia pe afară. Deci, ești bazat. Dar nu poți să-ți ieși din pepe. Tu și dacă faci discriminări mentale între televiziuni sau oameni sau etnii, că fiecare are preferințele lui. Și nu numai Constituția te obligă sau morala, că nu există morală în politică fiind curvă, dar chiar imaginea. Tu nu faci discriminare între aia. Și dacă spune aia o întrebare jăgoasă sau de provocare, acum ai rol. Încă l-ai. Președintele României, asta e meseria ta. Nu mai e de marinar. Cum, spre exemplu, eu nu mă dau exemplu. Eu nu sunt boschetar, arăt ca un boschetar. Sunt ca un poet boem. Acum sunt poet, sunt scriitor, sunt artist, sunt grafician. Aș putea fi și pictor, dar n-am bani să-mi iau acuarele. Că sora mea stă în sus și acolo pe sus nu găsește acuarele, știi? Și nu găsește bani, nu știu pula mea pe unde are. Când bagă mâna în portofel să-mi dea și mie ceva, zgârmă așa mult ca să nu văd eu portofelul, să văd câți bani are acolo, știi? Mamă, odată a încercat cu 1.500.000, așa, pentru că zice că suntem ca ăia, mușchiuloși și ăia care trage de o frânghie. Gogule, știu că te uiți la mine, nu mi-a luat nume de rău. Dar schimbă-te și tu ca să mă schimb și eu. Ia dăm tu un exemplu. Că tu ai o imagine bună. Fată, cu doi copii, o mamă bună, asta recunosc. Cu un frate handicapat. Că și eu geniu, mă fi, o declar, nu o declar, mă consider rolul cum ar fi, boschetar, ți-e rușine, nu ți-e rușine cu mine. Dar dăm tu un exemplu, cum zice mama. Ăla e exemplu. Schimbă-ți tu comportamentul în raport cu mine și să vezi minune. Mai devreme sau mai târziu, îmi schimb și eu comportamentul obligat, forța cu toate, că am poate lipsă de discernământ în raport cu tine. Într-un fel sau altul îmi schimb comportamentul. Dar schimbarea aduce altă schimbare. Gogule, aduți aminte din școală. Se numește efectul cauză și efect. Da? Orice efect are o cauză. Dacă vrei să obții un efect, vezi ce efect ai obținut? Există o cauză. Sau mai multe cauze pentru un efect. Nu știu, cred că nu prea-ți convine ce ai obținut. Că în primul rând, tu ești principala care are legătură cu mama cu tata. Cât de cât. Vezi ce ai obținut? Puneți întrebarea, Gogule, ești morală că sunt fratele tău mai mare și eu te-am învățat carte de când erai mică. Ce o să obții din copiii tăi? Că ți iubești copiii, ca disperat, așa, asta e adevărat. Dacă tu ai reușit dintr-un om matur care era bazat,
am lucrat la trei servicii. E, servicii, să zic, job. Și am ajuns chiar tehnician, prin propriile forțe, pentru că aia îmi dădea examen. Eu când m-am dus la băieții, am prins cu ei, că eu fac prieteni. Și am avut prieteni cercetători, ingineri, tehnicieni, gogule, nu handicapați, cu pensii. Nu zic că nu e bine să ai relații cu ăia, dar tu ai relații de profesionistă cu, ești îngrijitor, îngrijit. Există o anumită delimitare dacă vrei să-ți faci meseria cum trebuie. În relația dintre frate și soră există relația dintre frate și soră. Dacă tu o să continui așa, nu știu cum, ce o să obții, fiind o anumită cauză, din copiii tăi. Dacă te uiți la mine, ia gândește-te la copiii tăi. Și hai să trecem la bancă. De veselu. L-am văzut pe la veselu. Zice, ați învățat engleză, vreți să vorbiți cu americanii? Păi vrem să vorbim cu ei, zicea românii. Era niște găști așa, la vreo 50 de ani. De ce? Să-i întrebăm și noi, las că e bine că a venit. S-au făcut cu locuri de muncă, construim pe aici, facem, că își face ăștia bază militară aici. E bine, las, românii originali. Ăștia de la Antena 3 l-a arătat pe Veselu. L-am văzut pe Veselu dând de Veselu. Stătea cu berea în mână. A dat ăștia blur pe bere. Dar era sticlă de bere, dar de aia de 2 litri. Se vedea toată care forță mâna lor. Ca inima română. Că e cât pumnul drept inima. Ca inima română. Ținea berea în mână, ăia băga blur. Pe bere. Deci a băgat blur. Să nu se vadă firma sa aia. Și oricum dacă se vede firma, publicitatea e complicată. Și așa au chestiile pe cap săraci. Da, se vedea că e bere. Dar oricum le-a plăcut că era reportajul. Era reportaj chiar profesionist făcut. Viața la țară. Mai bea unul o bere, mai face unul o daia. E, nu o să arată când se fute. Asta e altă treabă. Dar se mai bagă și în boscheți. Natural. Chiar, eu nu m-am futut în fân. Am auzit că e cel mai frumos să te fuți. Dar știi de ce? Eu mult când eram mic, că citam și cărți astea sexy. Mă uitam la căpița de fân, ziceam, uite, sar din una în alta, las că e bine. După aia, iar ajung la zilele fel. Sar din una în alta și mă uitam eu la căpița de fân, așa o ajungă. Eu stau așa câteodată și admir priveliște. Păi că, băi, când voi fi mare, dacă fac și eu dragoste, acum mă făcuse mai doi tăneri. Începuse să-mi apară pufule, tulei, la mustăcioară. Era mândru ciobănel că a tras printr-un inel mustăcioara lui pana corbului. Și mă uitam eu așa, ziceam, bă, funul ăsta nu fie bun, pentru voaci, pentru alea. Să iau o gagică, să o bagă în fân, am auzit că în pătula, că bagi gagica, e mișto, se putește în fân, e afroziat. Mirosul ăla, da, e un miros mișto de fân, s-a făcut și parfumul cu mirosul ăla. Te simți natural, se excită instinctele primare. Da, fânul nostru, la dracu, trebuie fân special. Cred că eu aș vinde în București, la steak shop, da, e nasol. N-ai cum, trebuie să prind delivery, adică baloți de fân. Uite, idei de afaceri, vă dau. Baloți de fân, dar fânul nostru nu era chiar bun, avea și ciulini în el. Îți dai seama, te și futeai odată, făceai tantra yoga, dar erai și fachir. Intra ciulini aia în tine, în babula, și am zis, nu mă fut în fân. Nu vreau să învăț limbi străine ca aia din de vețelul Hyphen Food. Ca asta nu e din limba engleză, Hyphen Food. Eu cred că e din limba chineză sau japoneză. Nu. Din limba germană, e Hyphen Chance. Așa, și îi întreabă pe aia. Zice, da, și ce știți voi din limba engleză? Că deja ăștia s-au adaptat primăria, nu știu, n-am înțeles prea bine, că eram foarte obosit, nu eram, dar eram obosit, că mersese mult, îmi pierd și eu timpul, un alta.
Și zice ea, good morning. Ah, good morning, a zis asta. Oh, very interesting. N-a zis, a zis, da, nu știu, înseamnă bună dimineața. Ola, da, la toată așa. Și ce mai vorbiți cu ei? Ok, ah. I-aș fi zis la ea, băi, ne facem karatiști. Că tata când a fost într-o țară străină, pe vremea lui Ceaușescu a fost și el, după aia a fost și după aia pe aia, s-a dus până în Rusia, că eram comuniști. Și au organizat și ei, s-au dus până în Rusia, n-avea nicio treabă, ăștia vrea să facă bizniță. Hai să o spunem pe aia dreapă. Te duci ca să faci excursie, dar cumperi niște lucruri ieftine. Păi un muncitor, ce pula mea să cumpere? Nu se îmbogățește. Și după aia vin de aici, știi? Deci a făcut de două ori bizniță. Odată a fost în Rusia când era pe vremea aia și odată a fost în Turcia. Am fost și eu cu el atunci. M-am plimbat prin Istanbul, a fost mișto. Era ca la mine acasă acolo. Deci cum mă orientez eu în orașele străine? Să-mi bag pula. Și în orașele din România străine, când am fost în Predeal, ziceai că e predealul meu. Mergeam cu Mihai la acolo, știam toate coturarele. Și oriunde mă duci, în Roberta, în Severin a fost. Doar că am întrebat 2-3 oameni, dar își știam ceva din capul meu. Bă, Drobeta, turnul Severin este construită ca un cast roman. Așa erau orașele romane. E vechi, zesă. Și e așa, știi? Radială. Deci toate străduțile e așa și cu circulare de-astea. Și am zis, băi, și dacă o iau așa, pula mea, tot ajung undeva, știi? Mă uitam pe străzi, pe alea, fără hartă. Că am văzut odată o chinezoică, o japoneză, nu știu. Stătea la universitate cu harta în mână, nu știa unde e. Cred că se uita și pe telefon, GPS, pula. Unde sunt? Era nasol că avea caractere, aia săraca, cred că aterizase aici, dar nu se pregătise prea bine. Poate își lăsase prietenii la hotel. Vrea să ajungă undeva, dar nu prea înțelegea ea cuvintele alfabetice ale noastre. Poate era învățată cu engleza, limba română este, cum se scrie, așa se citește, vorba lui Caragia, zonă pula mea. Și a rămas tâmpită, ea poate citea în franceză sau în engleză, ieșea alte denumiri, poate dacă vorbea cu un român, zicea altceva și e limba română grea. Trebuia să întreb și după cineva. Și după aia, eu le ziceam la aia de-n veselul, bă, știți cum vorbiți cu americanii? Cum zicea tata când și alți muncitori de ăștia care erau bășcolă și făceam și de ce să te spun de tata le-a văzut. Cu toate că-i respecta. Face, bă, am vorbit în Rusia cu toate că tata știa ce vor. Știi că am învățat la școală și era moda atunci. Ei, după aia am învățat în engleză, franceză, alte alea. Dar... face, băi, am vorbit în Rusia, a recunoscut și el odată. Vorbeam cu rușii ăia, bă, de ne durea mâinile, bă. Face, cum, mamă, după ce am vorbit cu ăia, îi durea și pe ăia mâinile, ne durea și pe noi mâinile. Numai până semne vorbea, ca surdomuți în pula mea, dar nici ei nu știa, că îți dai seama, ăla făcea alte semne, asta alte semne. Până ar mai să înțelegeau, ca țăranul arată cu degetul, aia! A, oricum te descurci în orice piață, că vezi acolo cifrii. Deci, costă atâta ruble, cum a fost pe vremea aia. Deci, ăla scoate cașcaval, vede pe cifre și zice Paruschi, как ты biazavu? Ăla, I'm fine, thank you. Face, do you speak English? Yes. Face, I'm Paruschi, modern Paruschi. Trăștier cu pula de fier. Taică meu, au, știi și română. Normal, maică mea e moldovianca. Drăjdieră după vremea lui Ștefan cel Mare. Păi, tata, da, stai puțin că m-am transmutat în timp să văd pe tata acum. Nu mai știu, ăștia, uita că dacă n-ai exersat atunci mai știa ceva. Mă învățase și pe mine, știi? Mă învățase, hai să te învăț să nu mergi până la 10, prostii de tane, lasă-mă dracu cu Rusia ta, că noi învățăm altă limba acum și nu mă interesează pe mine să învăț limba rusă, cu toate că aș învăța orice limbă, cred că o să învăț și limba rusă, pe cuvântul meu.
Dacă e să fac o excursie în Moldova, ziceam că trebuie să știu limba rusă. Peste câțiva ani am de gând. Cu toate că sunt cam țățuit că dacă sunt persoană publică, s-ar putea să ce rușie, dar mă dau pe nepulă de ei. Până la urmă trebuie să mă duc până la Chișinău, că... Am eu așa, nu știu, o chemare. Da? Trebuie să mă aranjez eu pe aici și după acolo. Și până atunci am văzut limba rusă. Oricum, dacă mă uit la ăștia la ruși, m-am uitat pe YouTube. Îi înțeleg. Da, să vezi ce accent are. Un rus care îmi place mie, inventator. Adică are la niște idei. I-am dat like. Nu, like nu i-am dat. I-am dat de la subscribe pe YouTube la mine, cu rusul ăla, să vă uitați la mine, că vedeți pe la mine. E un rus deștept. E un bărbat așa. Cred că are și la vreo 30 ceva de ani. Și are niște idei de piși pe tine de râs. Face lanterne din orice, face de-alea. Zic eu, bă, ce tare e al dracu. Am citit și cărți rusește. Rușii sunt foarte buni metalurgi. Deci hai, trebuie să recunoști și ei nu ne sunt prieteni, asta e adevărul. Sunt foarte buni metalurgi, sunt foarte buni electricieni. Cunosc tehnica foarte bună, până la urmă, na, au făcut, au lansat oamenii în spațiu, au tehnologie înaltă, sunt cei mai buni hackeri, unii din cei mai buni hackeri pe internet. Păi acum, dar și România, dar pe internet, adică avem foarte mulți programatori foarte buni. În față de Rusia, noi oarecum trebuie să fim mai mândri ca români, pentru că noi cantitativ avem calitate mare, pentru că noi avem, hai să ne gândim la programatori. Câte universități majore avem în țară, ca să scoată de ăștia foarte bun și pe doriți în dăți? Păi, câteva. Câtă șarjă de studenți să scoți? Câțiva. Câteva sute, să zicem, pe an. Și noi am făcut hemoragie de programatori la ăia, că i-a vrut pe băieți, că erau foarte buni. Sunt mii și mii, deci sunt și de aia bătrâni și de aia tine. Raportat la populația noastră, care noi avem o țară totuși mică, dar e medie ca țară, ca suprafață în Europa, de aia bătrâni tot la noi, dar avem o populație de densitate mică. Noi acum, da, avem o densitate mică, noi avem o populație mică. Țara noastră s-a calculat cu pământul eroditor și dacă avem un management și trebuie să se redreseze, ar putea hrăni, îmbrăca și să trăiască decent între 80 și 100 de milioane de locuitori. Fără să se înghesuie, fără să facă nimic. Deci, suntem noi mândri că suntem români, dar ar trebui să ne punem pe gânduri chestia. Și deci l-am văzut pe Deveselu, veselul din Deveselu. Stătea cu berea în mână, am zis, bă, dacă mai bag ăsta 10 beri de 2 litri, se pișe la gard original. Că l-a arătat pe unul alergătorul care se pișea. Alergătorul, cred că a fost alergătorul până în boscheți. Și se pise, a făcut ce dracu ăla se pise, da, mă, uite-l pe alegătorul. Că și eu, băi, mă enervează primăriile. Băgați pe WC-uri pula mea, măcar între în trei stații, de alea ecologice. Vine băieții și face și meseria, scoate căcată și pișatul pleacă, îl deversează undeva, știi ei. Dă-le dracu că cred că aveți cotețe de-astea. Dacă nu le fabricați, faceți o fabrică, turnați plasticul de-alea. Ce pula mea, măi? Parcă România e schizofrenică. Am dat-o în religii. Păi tu crezi că vine Dumnezeu să-ți facă WC-uri? Și nu mai atrage atenția unui bărbat. Că la mine la țară zice, bă, dacă îți vine să te piși, scoate drâmba și piște-te. Păi îți vine să te piși, bei un suc, bei oaia, ce pula mea faci? Dar ia gândește-te la femei. Poate și aia bea, ce pula mea, unde se pișe? Poate că e femeie, o primește unul într-un restaurant, dar unii vor să faci o consumație minimală. Am văzut că au și de-alea coduri la WC-uri, am zis nebuneală. Unii au WC-uri cu lacăt, spre exemplu WC-urile de muncitori unde lângă șantier, aia își bagă lacăt, aia e ceva normal, e normal. De ce? Să nu vină toată lumea să se pișe să le înfunde WC-ul.
Ale WC-ul lor și l-a adus ei. Dar astea de la municipalitate. Nici mă, sau un cismigiu, e o nebunie. Nu știu, băi, eu cred că sunt niște oameni nebuni care fac niște tâmpeni în cap, nu știu. Cred că avem și arhitecți nebuni. E la un moment dat un WC ecologic care stai la coadă, fac eu, bă, când eram mic stăteam la coadă la carne, la mâncare. Ăștia stă la coadă la WC. La WC-ul european, cum intri imediat în cismigiu, de la universitate încoace, e WC-ul european, care imediat se umplă de căcat și de pijan. Și la un moment dat e coadă de aia mare. Dar WC-ul european e de la stilat. Șmecher. Trebuie să se și spele. Cu toate că dacă e unul cu căcat bolnav, putea căcat, poate să dea la WC-ul european, cu toate n-are săpun. Are apă, n-are săpun, că uite aia să bage săpun. Nu, zic, bă, câteodată se întâmplă. Nu că e intenționat. Nu sunt eu chiar așa de tâmpit. Nu orice proces din lume, asta e ideal, să lucrează totul la micron. Asta e o tâmpenie, ideal nu există. Dar în cismigiu e o chestie de WC-uri. Le-a pus pe toate în linie, bă, sunt grupate în mijlocul cismigiului, dacă te cai și te piși. Și îți dai seama că nu poți să lei să stai la coada la WC-ul european când intri în cismigiu, trebuie să ajungi până la jumatea cismigiului ca să te cai și te piși. N-a putut să împrăște și WC-urile în niște locuri mai virane, cam până tot cismigiu. Dacă îi vine unul rău, e bolnav, hai să o luăm pe bun. Îi vine rău, se strică la stomac. Și nu poate să parcurgă nici câțiva metri câteodată. Reacția asta fiziologică este aproape instantane. Mănânci ceva stricat sau ai o viroză sau ai ceva, pula mea, sistemul digestiv la unii e sensibil. Se cacă pe el, ce dracu, se spârcă pe el acolo, în pula mea, în mijlocul de ăla. Țara europeană civilizată. Da, bine că l-am văzut pe Deveselul și pe alegătorul. Deveselul cu berea mână, ăla, Veselul, Veselul din Deveselul. Și a zis aia, ce limbi vreți să învățați engleză? Îi zic eu, gata, lasă că Veselul dă de Veselul, mai bea bere, că era pe ziua așa, o luase de vreme, știi, ziua bună de dimineață, după așa. Și de Veselul, seara, la noapte, pe la 12 noaptea, când cântă, când vine Dracula, o să vorbească chiar cu limba lui Dracula. O să nici și americanii nu mă luăm din asemenea în țara. Le.